Salutare și bun găsit la un nou episod. Datorită timpului ploios nu s-a mai putut face nimic, nu s-a mai putut filma, nu s-a mai putut termina acolo șanțul la canalizare. A venit ploaia, mi l-a umplut cu apă, așa că trebuie să luăm o pauză cu privire la canalizarea noastră. Astăzi avem un episod mai special pentru că a trecut o perioadă destul de lungă de când am mai prezentat câinii noștri ciobănești caucazieni. Așa că astăzi o să vă prezentăm fiecare caucazian în parte. Nu sunt mulți, avem 5 la număr, 4 femele și un mascul. Dar înainte de toate vreau să vi-l mai prezint un pic pe Nil Sache Junior, care a avut o problemă și a luxat piciorul. Ați văzut că șchiopăta în clipurile anterioare. L-am dus la doctor pentru că am văzut că nu-și revine cu piciorul din spate. A avut o luxație, l-a tras doctorul pe poziție, deci a dat piciorul la loc, i-a dat niște antiinflamatoare, acum se simte din ce în ce mai bine, doar că a zis să-l ținem un pic izolat, închis de ceilalți câini, adică să nu mai facă efort să nu alerge, așa că l-am închis aici într-o boxă. Nu vreau să vă spun ce urât face el acolo, exact ca taicăsu, deci genetica spune cuvântul, imediat o să mergem la el. Acum m-a văzut pe mine pe-n curte pe aici și a mai lăsat-o mai moale, deci nu mai urlă. Dar până să vin să mă apuc de vlogul ăsta, urla cât îl ținea gura acolo în adăpost, pentru că lui nu-i place. El a fost crescut aici în libertate, în curtea asta, a alergat tot timpul. Posibil că ăsta a fost și motivul care și-a luxat piciorul, vă dați seama, cu atâți câini s-a zbenguit pe aici pe-n curte și probabil s-a luxat, a alunecat sau nu știu ce s-a întâmplat, pentru că nu e urmă de bătaie, nu e urmă de colț de câine. Deci pur și simplu de la încheietura piciorului s-a deplasat un pic încheietura, ca să zic așa. Doctorul l-a tras pe poziție și a scârțit el un pic, dar acum e mult mai bine, țopăie, dar îl mai ținem acolo că îi dăm antiinflamator, i-am făcut ceva injecții de calmare. Am zis să-l mai ținem vreo săptămână să repare bine piciorul, după care o să-i dăm drumul aici în perimetrul ăsta de joacă, ca să zic așa. Deci mergem la Nil Sache să-l vedeți cam cum mormă el, la fel ca taicăsu, că de asta vă spuneam mai devreme, de genetica lor. Nil Sache e un câine care s-a aruncat în partea lui Nils. Cei care cunoașteți canalul nostru de YouTube știți despre ce-i vorba. Cei care ați venit acum pe acest canal, e un pic mai complicat, dar vă duceți puțin mai în urmă și o să vedeți toată istoria la acest câine, la acest nume Nils. Ăsta este Nil Sache Junior, iar taicăsul, din păcate, l-am pierdut. Bun, mergem la Nil Sache să vedeți cam cum mormă el, la fel ca taicăsul, pentru că nici lui taicăsul nu-i plăcea să stea în captivitate. Deci rodea absolut tot. Tot ce prindea scândul, a trecut și la adăpostul de beceauri, îl rodea și pe ăla. Exact așa face și Nil Sache Junior. Deci nu-i place să stea închis. Ia uitați-l pe Nil Sache al nostru. Acum e mai tăcut că sunt eu în zona aici, sunt în fața lui. Dar tot așa, un mormăi la fel ca și taicăsul. Ce faci, mă, acolo? De ce miorlei? S-a mai calmat puțin. Ia zi, bă, ceva. Exact ca și taicăsul. Vă aduceți aminte de taicăsul lui Nil Sache, al nostru junior, cum mormăia el cu publicul, cu fanii, cu noi, când vorbeam pe întregar cu el. Nils, ce faci, mă, acolo? Ce faci, mă, tata, acolo? A? Ia zi, ce faci acolo? A? Ce faci, mă? Mă? Ia zi, mă, ce faci? A? Ce? Ce? Zii tu ceva acolo, hai! Zii, mă, ceva acolo! Ce te doare, piciorul? Păi dacă n-ai fost cu minte! N-ai fost cu minte, mă! N-ai fost cu minte! Nil Sache al nostru a făcut 6 luni. Are undeva la un 36-37 de kilograme. A slăbit în toată perioada asta, că îl doare piciorul de vreo săptămână și ceva, de să confruntă cu treaba asta. Dar are timp să recupereze. E în creștere. Nu, mă, Nils, ce faci, mă, acolo? A? Ești supărat? Hai că intru un pic la tine, hai. Ce faci, mă, tata, mă? Te mai doare piciorul, mă? A? Hai să iubească tata pe mine. Aoleu, mă. Aoleu, mă. Îmi doare piciorul. Păi dacă n-ai fost cu minte, mă.
Ia uitați-l ce lipicios e. E un iubăreț, nu suportă deloc să stea închis, dar doctorul așa a spus să-l ținem aici o perioadă până să repară un pic piciorul. Să știți că noi am dat suplimente de calciu, am dat absolut orice, deci nu l-am lăsat așa, decât că sunt cruzi, sunt mici, sunt în creștere, s-a zbencuit pe aici. Posibil a alunecat tot așa din cauza la terenul ăsta mai moale când a plouat. A alunecat și a luxat un pic piciorul. Nu știu care, l-am găsit a doua zi, l-am văzut că și ploapătă. Deci nu știu la fix ce s-a întâmplat. Nilsache al meu frumosul. E un scump, să știți că îl iubesc foarte mult. Ba chiar îl iau câteodată în casă, simt nevoia să stau cu el în casă. Ia să vedem piciorul. E un pic umflat, dar a fost și mai umflat de atât. Deci aici s-a întâmplat problema, la închietura aici. L-a tras doctorul la loc. Hai, gata, stai cu minte, gata. Stai cu minte, mă, aici. Stai cu minte aici. Fă-te bine, acum n-am ce să-ți fac. Dacă n-ai fost cu minte, eu ce să-ți fac? O să-l ținem o perioadă aici. O să-l ținem o perioadă, lasă halatul. Ia minte de joacă, e da. Ia, nu te mai doare piciorul? Ha? Hai, gata, stai cu minte, nu te mai zbengui aici. Așa cum vă spuneam, astăzi vă prezentăm câinii noștri ciobănesc caucazian. Am început cu Alfa și cu Vanda, da? Mamă, fică. Gălăgie mare pe fundal aici. Ceilalți nu sunt obișnuiți cu prezența lui Vanda aici. O femelă de 5 ani, foarte deșteaptă, foarte echilibrată, tot așa o femelă masivă, după cum vedeți, pe osătură, pe picioare, foarte pieptoasă totodată, mătuța. Alfa și ea aici, ia uitați-o și pe Alfa ce mare este, nu e atât de groasă, nu e atât de masivă, dar este în creștere, abia a făcut 8 luni, seamănă cu mama ei și la cap și la blană. Hai, dă lăbuța. Am învățat-o și pe ea să dea lăbuța. Un câine foarte receptiv. Hai, dă lăbuța. Dă-i lăbuța. Bra. Deci, foarte receptiv, la fel ca și mama ei. Ia să mai încercăm. Dă lăbuța. Bra. Niște câini foarte echilibrați, foarte deștepți, aș putea spune, înțelegători. Ia uitați ce cap are această femeie, un cap masiv. Imediat o să aducem și pe sora ei. Nu știu cum ne auziți, pentru că afară a început să bată vântul, s-a norat, semn că se pregătește iar de ploaie, așa că o să grăbim acest vlog. Ea este Alfa, puțin ca murdară, e să bagă pe peste tot, un câine curios, un câine care se tăvălește până în noroi, pe peste tot, uitați-o ce murdară e. Degeaba o țesal, eu o aranjez pentru că ea într-o jumătate de oră e la lucru. Așa că să știți că garda e mult mai curată, mult mai ordonată. Așa sunt câinii, câini între câini, n-ai cum să... La fel și vânduța, un câine foarte curat, deci nu se murdărește, nu se bagă în tot noroiul. În schimb, Alfa nu știu cu cine o semăna, dar după cum vedeți, e un pic mai murdară. Ia uitați ce blană frumoasă are vânduța. Seamănă între ele, ca și masivitate, tot așa, un cap frumos și la Alfa. Nu prea pot să-i țin așa aproape, ei sunt curioși acum să alerge din stânga în dreapta. Da? Ce mă, tati? Alfa și ea, foarte receptivă, îmi dă lăbuța. Foarte frumos, foarte bravo. Fetița frumoasă. Bun, o băgăm pe Alfa, o aducem pe Agarta. V-am spus, ne grăbim să nu vină ploaia. Pe Vanda o mai lăsăm aici. Hai la tati, mă. Băi, ursulețule, mă, ce faci, mă, aici? După cum vedeți, am adus-o pe Agarta, ia uitați-vă ce... Aoleu,
Aoleu, hai la tate, mă, hai. Dă-le buța. Dă-le buța. Hai, dă-le buța lui tate. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Tot așa o femelă foarte echilibrată. Ia uitați. Dă-le buța. Cam greu cu filmatul câinilor. Haideți că le-am prins pe amândouă aici să vi le arăt. Deci, Agarta cu Wanda, mamă fică. Destul de greu să prezinți fiecare câine în parte, pentru că nu prea stă. Vine unul, pleacă altul și foarte, foarte greu. Bun, o ducem pe Agarta la loc, o aducem pe Hera să discutăm puțin și despre ea. Să o mai vedeți. Am făcut acest clip la cererea dumneavoastră, am văzut că ne-ați întrebat mereu de câini ciobănești caucaziani. Iată că a venit momentul să facem și acest clip. Mergem cu Agarta, venim cu Hera. Aici de față o avem pe Hera, puțin curioasă în fire. Hera. O femelă care am ratat a doua montă iarăși. Deci nici de data asta n-am reușit monta cu ea. O femelă masivă, înaltă, care, din păcate, n-am reușit să o montăm. E a doua oară când încercăm și fără rezultat. După cum se vede, o femelă destul de frumoasă, foarte înaltă, bine proporționată, aș putea spune. E cam cea mai înaltă femelă de la noi. Wanda e un pic mai compactă, mai robustă, iar Hera un pic mai înaltă, dar tot așa, o sătură foarte bună, cap foarte frumos, o blană, un guler. Căutam de mult o femelă cu un guler mare, exact cum avea Oscar. Chiar voiam să obținem un cuib dintre Oscar și Hera, nu s-a putut, din păcate. Cred că ar fi ieșit niște câini deosebiți. Tot așa echilibrată, o femelă cu minte, foarte înțelegătoare. Provine din niște câini foarte masivi, mari. Îi cunosc, îi știu. Așteptăm și părerile voastre, cum vi se par acești câini. A fost mult mai solidă această femelă, am băgat-o un pic și pe regim, era foarte, foarte grasă. Aici de față și o pisicuță îndrăzneață, a venit și aici. Bun, caucazienii noștri, să știți că n-are nicio treabă cu pisicile, așa i-am învățat, i-am educat să nu atace pisicile. Practic au crescut de mici cu toții. Ca și vârstă, această femelă are 4 ani. Anul ăsta a făcut 4 ani. O femelă foarte frumoasă. O să-i dăm și ei drumul pe aici prin curte. O țin în lesă pentru că nu stă să o prezint, altfel nu o pot prezenta. Acum îi dăm drumul, ați văzut-o. O să-i dăm drumul și lui Everest. Această femelă se înțelege foarte bine cu Everest. Mă duc să-i dau drumul și lui. Aici îl avem pe Everest, un mascul de 10 luni, peste 3 zile face 10 luni. Un mascul foarte solid, masiv. De fapt, asta am și căutat, un mascul cu o osătură puternică, compact, echilibrat. Ia uitați cam ce osătură are acest mascul. Să vă faceți o idee. Deci am căutat să fie cât mai robust pe picioare. O parte din frații lui Everest au ajuns pe străinătate, mai exact în Spania. Noi păstrăm legătura cu acei oameni. De fapt, ne și cunoaștem cu o parte din ei. Și pot să vă spun că sunt foarte încântați de ceea ce au cumpărat. Sunt foarte mulțumiți. E încă un puiac în creștere. Deci adevărata lor masivitate o vedem pe la 2 ani jumate, 3 ani, cam așa. Câine foarte, foarte plăcut. Să-l iubească tata pe el. Hai la tata, Susan.
vedeți, am reușit să-i aduc aici aproape. Everest, Hera. Puteți vedea mult mai bine așa. Da. O partidă de joacă. Cam atât cu câinii noștri ciobănesc caucazian. Am văzut că ne-ați cerut să facem acest clip, l-am făcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like, pentru a putea să ne ghidăm și noi oarecum cu privire la ce fel de conținut doriți să vedeți. Deci cam ăștia sunt câinii noștri. E destul de cald pentru ei, așa că ei își caută umbra, au pe acolo porțiuni de umbră unde stă la odihnă. Încheiem aici, așa că până data viitoare, multă sănătate și Doamne ajută, v-am pupat!